Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi o discutăm despre o temă la care am meditat foarte mult cum să o realizez. În primul rând, am încercat să invit și o altă parte și o să înțelegeți imediat de ce, însă n-am găsit pe nimeni, aveam să înțeleg motivația. O să discutăm despre... Este foarte complicat să o definim într-un cuvânt sau în cuvinte simple, despre redefinirea juridică a termenului de familie, a căsătoriei formată din bărbat și femeie. Dacă în urmă cu 10-15 ani aș fi povestit părinților, bunicilor mei că este nevoie să fim foarte consecvenți în Constituție vis-a-vis de definirea căsătoriei între un bărbat și o femeie, am siguranța că m-ar fi luat în râs și dacă aș fi insistat, probabil că m-ar fi trimis afară. Ceea ce în urmă cu puțini ani ni se părea a fi normalitate și firesc, desigur. Iată că în anii în care trăim este cumva obligatoriu să-i definim în termeni constituționali. Poate că este bine să o facem, poate că aceasta este o cale simplă prin care și noi ca popor la un moment dat, și se pare că acest la un moment dat se va desfășura în câteva luni, să arătăm Europei că valorile noastre culturale și spirituale trebuiesc conservate. Alături de mine se află în platou doamna Ana Corina Săcrieru, purtătorul de cuvânt al Coaliției pentru Familie. Coaliția pentru Familie, o să fac un foarte scurt rezumat, a reușit să strângă 3 milioane de semnături pentru a modifica articolul 48 din Constituție, în care se vorbește clar despre definirea căsătoriei. Bun. Detaliile tehnice și miza sau mizele acestei acțiuni, care nu s-a făcut niciodată, cel puțin după 1990, dar nici înainte din știința mea, mizele sunt foarte mari și pentru noi ca popor este, aș putea să spun fără exagerare, determinantă pentru anii care vor urma. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația în studioul nostru. Sunt convins că sunteți mai conștientă decât mine că nu este o temă confortabilă pentru cine poartă stindardul acestei acțiuni, însă dacă noi ca români nu vom găsi curajul să spunem albului că este alb și negrului că este negru, peste un timp nu vom avea nicio scuză să spunem că n-am știut. Nu am știut, am fost informați, dar poate că am avut o altă reacție. Prima întrebare firească pe care cred că ar pune orice telespectator este următoarea. De ce este nevoie de modificarea Constituției pentru ca noi să știm și în termeni juridici că această uniune care constituie familia, respectiv căsătoria, nu poate fi formată decât dintr-un bărbat și o femeie? Este nevoie pentru că, vedeți, în Constituție, la articolul 48, aliniatul 1, este stipulat că această uniune este între soți. Fără nicio determinare a termenului de soți, fără nicio lămurire a lui, nici din punct de vedere al genului, nici din punct de vedere numeric, din niciun punct de vedere. Acest aspect al definiției constituționale este altfel reglementat în codul civil. Lege organică, lege votată de Parlamentul României, lege în vigoare și în care este definit, așa cum noi știm, căsătoria ca fiind o uniune între un bărbat și o femeie. Cu alte cuvinte, un prim argument al necesității acestei modificări constituționale decurge din această diferență. Nu e bine, nu e riguros, nu e constant să ai o definiție în codul civil
da, care este o lege organică, și o definiție în alți termeni, nu spun o altă definiție și o să vedeți de ce, ci doar în alți termeni, în Constituție. Bun, ar putea cineva întreba care e diferența, de ce, dacă e în codul civil, de ce mai e nevoie să fie și în Constituție? Pentru că în Constituție forța normei juridice este superioară, este o forță constituțională a acestei norme. Vorbim de o normă constituțională, care nu poate fi modificată decât printr-o revizuire a Constituției, deci într-o procedură foarte specială, spre deosebire de norma juridică din codul civil, care poate face obiectul unei modificări parlamentare, așa cum a fost și adoptată, și în acest sens este deosebit de elocvent exemplul Franței. Pentru cei care se întreabă de ce e nevoie dacă avem în codul civil, pentru că, de exemplu, în Franța, codul civil s-a modificat în acest sens, deci a schimbării definiției căsătoriei care era între un bărbat și o femeie, printr-o simplă lege de modificare în Parlament, printr-un vot, în ciuda faptului că 1,5 milioane de francezi au ieșit într-o demonstrație a voinței lor de a nu fi modificată această definiție, pentru că definiția aceea a căsătoriei între un bărbat și o femeie reflecta voința juridică, concepția poporului, și nu li se părea firesc să fie modificată. Cu toate acestea, deși era în codul civil, a fost modificată, constituționalizarea definiției, adică urcarea ei din codul civil în Constituție, împiedică astfel de situații. În Grecia, parteneriatele civile între persoane de același sex au fost adoptate în 2 ore. Deci, în 2 ore i-a trebuit Parlamentului din Grecia să adopte această lege. Acesta este primul argument al necesității referendumului. Unul strict juridic, dacă vreți. Dar mai există alt argument de o complexitate mult mai mare și cu ancore mai adânci, atât în aspectele sociale ale problemei, cât și în cele juridice. Suntem în prezența unor realități juridice noi, în care, fiind puși în fața lor și fiind obligați să le respectăm, pentru că orice realitate juridică consemnată într-o normă trebuie respectată, se naște necesitatea definirii termenului de soț. Concret despre ce este vorba, ca să înțeleagă absolut toată lumea. Ceea ce până nu de curând era, destul de curând, pardon, iertați-mă, era doar o teorie, și anume teoria identității de gen, a devenit o realitate juridică obligatoriu să fie respectată de toată lumea. Identitatea de gen este aceea care consacră dreptul oricărei persoane de a fi genul în care el se identifică și nu genul în care nouă ni se pare că s-a născut. Deci genul este acela cu care tu te identifici. Aceasta este identitatea de gen. Repet, ea a fost mult timp o teorie, a devenit de câțiva ani o realitate juridică care trebuie respectată. O foarte scurtă paranteză, pentru că noi suntem pe tărâmul unor nuanțe care s-ar putea să scape telespectatorilor. Această teorie, ea a devenit sau este cumva pregătită să devină cumva un text juridic obligatoriu pentru toate țările, cel puțin din Comunitatea Europeană? Ea a intrat în sfera normativizării. A intrat în sfera normativizării inclusiv la noi în țară. Și vă spun, dacă îmi permiteți foarte pe scurt, în 2010 s-a dat o rezoluție care afirma dreptul oricărei persoane de a avea propria identitate de gen și care combătea discriminarea pe criterii de identitate de gen și de orientare sexuală. Deci nu doar orientarea sexuală nu poți să o contești a unei persoane, trebuie să o respecti, dar și identitatea de gen. Curtea Europeană a Drepturilor Omului are decizii din 2003 până în 2016, o cauză împotriva Portugaliei, în care, atenție, spune exact așa,
Orientarea sexuală, identitatea de gen, e un lucru care ține de profunzimea ființei umane, spune, și de aceea trebuie respectată ca atare, pentru că a nu respecta, ai contesta identitatea de gen unei persoane, deci atenție, a contesta identitatea de gen, ceea ce ea spune că este ca gen, da? Genul în care ea se identifică, nu în care mie mi se pare că este. A contesta ceea ce ea susține despre identitatea ei de gen înseamnă a încălca dreptul la viață privată a acelei persoane, la viață intimă și a o discrimina. Aceasta este o normativizare. Aceasta este aducerea unui concept în norma juridică. În România este de asemenea în vigoare, nu doar pentru că deciziile Curții Europene sunt nu obligatorii, nu doar datorită rezoluției de care am amintit, rezoluția 5 pe 2010, dar și datorită unei convenții foarte importante și foarte necesare, convenția de la Istanbul împotriva combaterii violenței, da? Deci pentru combaterea violenței împotriva familiei, da? Deci pentru combaterea violenței împotriva femeii, pardon, femeii. Da? În care s-a simțit nevoia definirii genului, pentru că vorbeam de violență împotriva femeii. Și convenția de la Istanbul are la articolul 3, litera C, definit genul. România a ratificat această convenție de la Istanbul în 23 mai 2016. Ea este obligatorie la noi în țară. Iar potrivit acestei convenții, la articolul 3, litera C, genul este un construct social. Convenția vorbește despre roluri stereotipe de gen, da? Și roluri nestereotipe de gen. Iar la articolul 14 din convenție, obligatorie, repet, la noi în țară, statul care aderă la această convenție, care o ratifică, este obligat să introducă în materialele didactice ale disciplinelor care au tangență cu acest subiect, informații importante pentru copii despre rolurile nestereotipe de gen. Acestea, așadar, sunt realități juridice pe care noi trebuie să le respectăm. În acest context în care vorbim de identitatea de gen ca fiind obligatoriu să o respecti, e important să definești ce înseamnă un termen nedefinit din punct de vedere al genului, adică termenul de soț. Eu am termenul de soț în articolul 48 alineatul 1 din Constituție, care e vădit, e evident, nu trebuie să fac o demonstrație logică a faptului că el nu e definit din punct de vedere al genului, da? Deci uniunea între soți nu înseamnă nimic din punct de vedere al genului, nu am o definiție, nu știu ce înseamnă soți, pe de o parte. Pe de altă parte, am o normă juridică care mă obligă să respect identitatea persoanei așa cum se simte ea. În aceste condiții, puse față în față două realități juridice, obligativitatea mea de a respecta identitatea de gen a oricărei persoane, adică ce se simte ea, aia este, pe de o parte. Pe de altă parte, un termen nedefinit, soț, singura concluzie care rezultă din aceste două realități juridice puse în față în față, în oglindă, este aceea că am nevoie, juridic, să-mi definesc termenul de soț din punct de vedere al genului. Pentru ca judecătorul care va avea în față o speță legată de o persoană în care se suprapun mai multe instituții juridice și identitatea de gen, cum se simte el, ce este el, pe care trebuie să-i o respecte, și căsătoria, și dreptul statului de a nu, în statul român la momentul de față, potrivit legislației din Codul Civil, nu poate încheia căsătorii între persoane de același sex. E condiție de validitate să fie bărbat și femeie. Și atunci instanța care ar avea o speță, dau un exemplu, că noi practicieni în drept cu asta lucrăm, adică normele juridice nu sunt doar pentru frumusețea lor, da? Dincolo de frumusețea lor. Ele sunt ca să fie și practice, să fac ceva cu ele, să le aplic. Și acea instanță care ar avea de soluționat o astfel de speță pe care s-ar grefa și nevoia unui om de a avea o viață intimă și dreptul lui de a avea identitatea de gen pe care și-o asumă și statul român care nu recunoaște, iată, în Codul Civil nu recunoaște căsătoriile între persoane de același sex. Și atunci instanța respectivă începe și analizează. Potrivit
potrivit articolului 259 Cod Civil, statul român are dreptate. Nu poate să valideze o căsătorie între persoane de același sex. Potrivit Convenției de la Istanbul și Rezoluției 5 în practicii Curții Europene, nu pot să incalc dreptul unei persoane de a fi identitatea de gen pe care ea o consideră. Mă duc la Constituție și ce văd? Constat, culmea, că n-am definit termenul de soți. Și atunci eu ce fac? Cum analizez? Din acest motiv, e nevoie să avem acest termen de soți definit, pentru că, într-adevăr, la 25 de ani de la momentul stipulării lui în Constituție, realitățile juridice sunt altele. Identitatea de gen nu era o realitate juridică în 1991. Și atunci e nevoie pentru acest argument esențial, profund, atât de complex, dar chiar dacă este complex, eu sunt convinsă că oamenii îl pot înțelege ca să realizeze necesitatea modificării. Ascultându-vă, credeți-mă că am avut cel puțin 3 momente în care logica mea s-a simțit fracturată, nu din cauza ceea ce spuneați noastră, ci din cauza informațiilor care, dintr-un punct de vedere subiectiv, evident, frizează o logică elementară, fiindcă s-ar putea ca nouă să ne scape, nouă oamenilor în general, să ne scape esența, fiindcă se creează așa un soi de hățiș juridic, greu de înțeles și de priceput pentru marea masă, însă foarte util pentru cei care se ascund cumva în spatele acestui păinjenii. Și aș extrage doar o singură idee, și anume aceasta: identitatea de gen este un construct social. Cu alte cuvinte, dacă am înțeles greșit, vă rog să mă corectați din punct de vedere juridic, eu dacă mă nasc bărbat, pot suferi o modificare de orientare sexuală datorită sau din cauza influențelor sociale. Înțeleg eu. E mai mult legat de rolul social pe care și-l asumă acea persoană. Adică o persoană se naște într-un fel din punct de vedere biologic, dar din punct de vedere social, rolul pe care ea și-l asumă, bineînțeles, cu resorturi și cu ancore în fondul psihologic, cum se simte în interiorul ei, modul în care se identifică, în rolul social în care se identifică, aceea este identitatea de gen. De altfel, e un aspect care preocupă foarte mult țările, pe multe țări, și dacă vreți, putem, dacă în întrebările dumneavoastră atinge și această chestiune, vă pot da și aspecte ce țin de evoluția în alte țări a acestui concept. Ideea este următoarea, ca să simplificăm, nu e hățiș juridic, este o realitate juridică, adică există sub aspectul unei obligativități. Când am spus hățiș juridic, m-am referit cumva la această construcție frățească europeană. Eu am ceva cu frații noștri europeni. Îi iubesc nespus, numai că dinspre ei nu văd aceeași reacție. Eu sunt profund europeană. Deci eu sunt la fel de profund european. Bașca faptul că îmi și cheltui niște bani tot ajutându-i pe ei să devină mai prosperi. Dar dinspre ei nu prea se vede nimic. Nici din punct de vedere economic, nici social. Sub acest capitol e altă poveste, o să o dezvoltăm. Împărțim aceleași valori. Da. De ce nu vedeți partea asta? Împărțim valorile europene, sunt valori adevărate, sunt valori profunde, sunt multe din ele valori creștine. Așa este. Sunt valori consacrate juridic la cel mai înalt nivel. Deci asta trebuie să vedem în Europa. Un izvor de valori. Da, trăiesc cu senzația că e vorba de un soi de singularism aici. Adică noi românii trăim așa cu un soi de naivitate frumoasă. Avem așa un izvor idealist în care vedem o Europa frumoasă, unită, în care să ne înțelegem toți ca frații, numai că, repet, feedback-ul e altul. Mă opresc aici, nu vreau să intru în altă discuție. Când am făcut această introducerea la această temă, vorbeam de bunicul și bunicii și părinții noștri. Vedeți, ei au trăit și încă noi, slavă Domnului, trăim într-o țară în care lucrurile astea, dacă le discuți serios, lumea zice că ești rasnă. Bă, tată, cum să definesc eu căsătoria decât dintr-un bărbat și o femeie? Și acum,
Vine coaliția, trage un semnal de alarmă, strânge 3 milioane de semnături, lucru care nu s-a mai făcut. Deci vorbim despre un demers unic. O inițiativă civică în care omul a semnat fără să aibă niciun fel de partizanat politic, pentru că nu este o acțiune politică. Este o acțiune a noastră a poporului român. Vine și spune, domnule, hai să simplificăm. Hai să simplificăm, hai să spunem că, virgulă, căsătoria este formată sau nu poate fi formată, ca așa știm noi, de multe mii de ani, dintr-un bărbat și o femeie. Toate bune și frumoase. Orice om cu, să spun, logică, cel puțin cu logică și cu istoria apariției lui în această lume, pe cale naturală și firească, nu va spune decât, da, fraților, e firesc. Și dacă trebuie să facem lucrul ăsta, să modificăm Constituția, ok, o putem face. Acum, nu pot să spun că există cumva o opoziție împotriva acestui demers. Există. Există nu. Opoziție. Eu n-aș spune opoziție și vă spun și de ce. Vorbeați de norma juridică. Refuz să cred că într-o Europa în care democrația, termenul de democrație, este port standardul acestei construcții, vreodată o minoritate, indiferent cum s-ar numi ea sau din ce sferă socială provine, va putea să impună ca normă juridică ceva majorității. Atunci nu mai spun democrație, îi spunem altfel și încheiem, facem pasul către o altă societate, nu știu care va fi alta și închid paranteza. Din ce am putut să urmăresc, din ce am văzut și eu în ultimele săptămâni și din ce am reușit să fac o scurtă documentare pentru această emisiune, există o reacție foarte vie de frânare a acestei acțiuni din partea comunității gay, comunității LGBT. Nu înțeleg, personal, nu înțeleg de ce, fiindcă demersul noastră, el nu este împotriva cuiva. Este, culmea, este pentru normalizarea unui aspect juridic, introducerea lui în fundamentul constituțional și, dacă vreți, poate pentru clarificarea pentru generațiile ce vor să vină, copii, nepoți, strănepoți și așa mai departe, astfel încât România să-și poată păstra valorile care au ținut-o în viață și au constituit fundamentul ei atâtea sute și mii de ani. Despre asta vorbesc. Și repet, dacă greșesc sau poate că sunt eu prea radical. Nu e vorba de greșeală, este vorba doar de o singură nuanță ușor diferită și pe care mă simt nevoită să o cumva să o aduc așa în atenția dumneavoastră. Nu e vorba despre comunitatea LGBT aici. Să fim foarte bine înțeleși. Demersul acesta nu este frânat de comunitatea LGBT. Așa cum demersul acesta nu privește și nu are nicio, cum să spun eu, nu e nimic împotriva de discuția, cei doi termeni aici nu sunt demersul și comunitatea LGBT, în niciun caz. Există niște factori care sunt promotorii unei ideologii. Ideologii care tind să, într-adevăr, să schimbe raportul de între minoritate și majoritate. Lupta demersului nu e cu comunitatea LGBT, ci este cu această ideologie. Ideologie care tinde la schimbarea ființei umane. Ideologie care tinde să normativizeze un alt om. Să spună, omul nu este ceea ce noi credem că este, cel care s-a născut. Omul este cu totul și cu totul altceva. Ființa omului este alta. Despre asta vorbim aici. Demersul acesta de asta este despre firesc, pentru că este vorba despre ființa omului. Despre ce este omul? Este bărbat? Este femeie? Da? Despre ce este căsătoria? Este relația dintre un bărbat și o femeie? Nu este un antagonism cu comunitatea LGBT. A, că ei propagandistic sunt folosiți și că sunt băgați în față. De ce? Pentru o reacție emoțională, pentru nu poți să faci un proces de victimizare dacă n-ai asupra cui să-l proiectezi. Da? Deci factorul ideologic
care vrea să aducă în sfera normei juridice aceste lucruri, de a schimba definiția omului, de a schimba o generație întreagă, să învețe o generație întreagă de copii că omul nu este ceea ce se naște, că omul este cu totul altceva. Acel factor ideologic, ca să proiecteze o victimizare asupra cuiva, scoate la înaintare comunitatea LGBT și lasă impresia că acest demers ar avea ceva potriva comunității LGBT, ceea ce este complet, complet fals. Da, ați adus în atenție o temă care credeam că este doar așa, discutată în cercuri intime, însă se pare că există o agendă pe care noi n-am văzut-o, vorbim despre o agendă care produce efecte și poate că ar fi cazul să discutăm puțin despre ea, măcar în acest context, dar după 2 minute de publicitate.